avem noi aici? Să ne spune nouă miliția ce ne-a pus nouă acolo. Lasă miliția, miliția, ce aveți voi acolo? Ce avem noi aici? Ce nu mai avem noi aici? Ce nu mai avem noi aici? Nu mai... Lasă ghiciți. Ce să ghicim? Că nu e nicio ghicitoare. Ghicitoare, bă. Ce avem noi aici? Ce nu mai avem noi aici? Dar ce avem noi dincolo? Stai așa să luăm cu ce nu mai avem. Nu mai sunt saceri, ca să zic eu. Hoții! Aoleu, săriți, lume! Cum nu vine până, na? Mai iau o tablă de asta la altă subțirică, dar să fie la culoarea maro, la culoarea tablei respective care era acolo, sau roșie, cum e pe partea asta. Da. Pe partea o să fie, ce ziceam noi, acum câtva timp, că faci casa în culori, în carouri. Uite că chiar în culoare apare tablă, că o să apară aia o culoare. Bine, că o să vopsesc, că o să încerc să vopsesc, dar mi-a zis cineva că s-ar putea un băiat de la, băiatul, Florin, de la Pitești, că s-ar putea întâmpla să nu-ți prinde vopseaua, să dai bani degeaba, pentru că asta e vopsea făcută din fabrică, vopsea strategică, vopsea stratificată, făcută de ei, făcută la matriță. Da, și să nu vopsea mai mult o... Vopsea care îți prinde, dar nu stă, să decojește și o să apară urât. Mai bine de acolo la vadă. Și am făcut chestia asta, acum vedem. Vedem ce urmează. Vedem oricum, trebuie să fac chestia asta. Dar până... Bă, asta vreau să zic. Ce vedeți dumneavoastră? Ce nu vedem noi aici? Bă, doamne, Toma Caragiu, Dumnezeu să-l ierte. Când a furat ăștia de Brădulescu, cu Puiul Călinescu, icoana făcătoare de minuni, de la Mănăstirea Sihăstria. Ce a zis când i-a prins, când a făcut semn la IMS și a zis, stați, zice, am stat. Și se dă jos Toma Caragiu și zice, ce avem noi aici? Dar el zice, ce avem noi aici? Să ne spune nouă miliția ce ne-a pus nouă acolo. Lasă miliția, miliția, ce aveți voi acolo? Ce avem noi aici? Ce nu mai avem noi aici? Ce atât? Nu mai avem noi aici? Nu mai... Lasă ghiciți. Ce să ghicim? Că e nicio ghicitoare. Ghicitoare, bă. Ce avem noi aici? Ce nu mai avem noi aici? Dar ce avem noi dincolo? Stai așa să luăm cu ce nu mai avem. Nu mai sunt saceri, ca să zic eu. Hoții! Aoleu, săriți, lume! Mi-a furat hoții cu pământul! Mi-a furat hoții pământul! Uite, ia fii atent aici! Uite, așa mă bate gândul să-mi vând casa și pământul. Casa nu o vând, dar pământul l-am dat. Deci eu am dat pământul de sub ea. Moștenirea? Încă n-a venit verișoara, nu? Unde e unchiul să vină să ia moștenirea? Uite că am vândut. Artur, zici ce s-a întâmplat. Ai împlus saci. La cineva care lucrez în zonă. Așa, hai să zic. A făcut o casă nouă, nu dau nume. Da. Patroana care deja m-a și salutat, a urcat în sus. Are o stimă deosebită despre domnul Răzvan. Este un om extraordinar, e pâinea lui Dumnezeu. Uite, iar m-am perea și de data asta. Artur, unde saci? Lasă astea. Saci aia, aici, cazemata, cetatea de la Ceptura. Uite, așa tu mă sucesc. Mă duci ca la București. Unde sunt saci? Unde sunt saci? De ce ne-ai păzut? Hoții. De ce ne-ai păzut? Miliția, n-ai zis tu de aici, de la tine, să zobă. Pare, ăștia nu-i stare de nimic. M-a chemat săptămâna de când am fost la post. Am băut cafea cu ei, ce drept. Stai că vine și acolo. Zi de saci, Artur. Ce s-a întâmplat? Aici... Așa. Doamne, fac pe report, vedeți. Doamne și domnule, stimați spectatori. Aici cândva au existat niște saci în această localitate, în acest loc. Patroana care lucrează la dânsa mi-a zis așa, ce măi, trebuie să mai băgăm un plutură și nu avem pământ. Dă-i un glumă, zic, îți dau saci mii de pământ. Zice, cât ai? Zic, am 60 de bucăți. Aoleu, stai așa, stai să susține, să vorbește dânsa cu vărul dânsei acolo. Îmi zice, gata, îi luăm, fii atent. Pe saci de pământ, Artur, vrei să-ți dau niște mobilă și bicicleta asta nouă, nouță? Ia zic, cât de inconștiență! Cât de inconștiență, Doamne, ca să-ți dea o bicicletă nouă ție, ca să o ai două, trei zile, să nu mai ai după aia. Să vopsesc, sau... Nu, mă, deci să-ți dea pe saci de pământ, cu pământ așa, mobilă și bicicletă? Da, mi-a dat un pat bun, care l-am pus dincolo, că am mai făcut un cocamelul, să vezi în casă ce-am modificat. Tu ai fost de acord cu afacerea? Gata! Dar zic, trebuie să iei roaba ta, că pe-aia am vândut-o. Nu mai avem cu ce-i căra, că mașina nu am putut să bage în curte. Stai că mă să vorbesc cu domnul Cătălin Radu. Cel mai tare om, cel mare om, mare caracter în localitate, cel mai tare om, cel mai tare depozit și cel mai ieftin depozit în localitate, Ceptura, de unde cumpăr eu și mă păsăiește săracul.
cu bani, că iau acum și îi plătesc la toamnă. Bun. A venit, ai, a venit domnișoara respectivă, patroană. Nu dăm nume, cum zici tu. Da? A venit, hai să o bagi în curte, a băgat-o jumate în curte, jumate afară. Că... A lăsat așa, m-a umplut. Băi, zice, a zis Cătălin, să nu punem 60 de sarci, că e greu. Păi 60 de sarci erau 7 tone ceva și are 3,5 tone mașina. Rupea mașina. Am pus jumătate dată. Am pus 12 sau 13. Saci? E cărat tu mașină sau nu? Da. Singur sau te-a ajutat și... Nu, m-a ajutat și fără ei. Deci nu, am pus mai mult. 12 sau 13 prima dată, am scos-o în drum și m-am mai pus pe teren drept, știi? Le-am dus pe ea, am descărcat acasă, ne-am dus înapoi ea și i-am luat și pe restul. Deci, băi, fiți atenți că la două trebuie să-i duc mașina omului care are nevoie să facă, să duce, să facă livrări de la marfă, de la magazin. Bun, n-a fost nimic. Am dus mașina, am încărcat și tura a doua, vărul dânsei. Nu mai putea, domnul Cosmin zice, hai de capul meu, să lipisesc aceștia jos ultimii, că eu pe primii jos care i-am pus jos practic aici, i-am udat întâi cu găleata cu apă și pe unii i-am tasat ca să se lipească de pământ. Mi-am lipit și pe omul de pământul jos. A zis, vai de capul meu, zice, în viața mea n-am văzut. Am fost eu pe șantiere, în multe lucruri am fost. Vai de capul meu, în multe lucruri am fost, dar așa ceva n-am mai văzut. Ca aici n-am mai întâlnit. Nu mai putea nici el, nu mai, pis, vino cu asta. Nu mai putea nici el, nu mai putea nici eu, eram rupt în gură de, aoleu, nu mai pot de mijloc, zice, nu mai pot. Și într-un final i-ai cărat pe toți de aici, ai dus în mașină, nu? Într-un final, într-un final i-am luat pe toți. Într-un final i-am cărat pe toți de aici. I-am dus la mașină cu mare chin și mare trudă, greu, greu de tot. Bun. Greu, i-am cărat. Dar îți părea rău când îi cărai? Nu, nu. Nu, că eram în așa că trebuie să scăpăm de ei. Noi n-aveam cum să scăpăm, că eu n-aveam roabă, n-aveam cum să se încarce, era grei, dar eu nu mă băgam la ei. Da, a apărut oportunitatea asta de afaceri. Începuse, uitați-vă, începuse șorici să vină, să găurească, uite, sub casă, uite. Vezi? Uite. Păi și izolația aia de pe care toată lumea s-a luat după tine. Cred că m-a păcălit ăla pe mine. Da? Că nu mergea. Am început să mă ucigăiască sau ce. Nu mai mergea. Să rupsesc. Și s-au plesnit. Zice unii de ei. Zice unii de ei a plesnit. Zice unul și mi-a intrat în papuci. Tot pământul. Stai liniștit că ăsta e pământ fertil. Dar a fost și pământ molos. A fost și cu cioburi. Dar a fost și pământ negru bun de flori. Da? Zice ce te-ai să crezi că vreun palmier pe aici? Zic, n-ar fi ieșit. Și mi-a dat și fierul ăsta. Tot la afacerea asta. Da. Deci ai prins o oportunitate, ai vândut saci. Am rămas și în sobă la ei de teracotă cu barosul. Și mi-a zis să vii cu Răzvan la noi, să dărâm. Să vii cu Răzvan la noi, să vezi că am dărâmat. Are o casă veche și am început să dărâm el. Din ea de acolo am dărâmat țambele să bage umplutură, că tot nu i-a ajuns pământul. I-a zis, dacă vreți, cumpăr saci. Când o vin așa acum, cumpăr saci. Mai băgăm ea 60 de bucăți. Nu mă deranjează. Nu, mulțumesc. De unde ai tu lucrările astea? Aici, în comună? În comună se întâmplă? Mai sus un pic, nu dăm nume. Mai sus de tine. Mai sus un pic. Unde a spus doamna Ion Nichifor. Clar. Bun, hai să vedem. Domnișoara Raluca. Patronă de excepție. Ai zis că nu dai nume. Deci, practic, te-ai angajat la domnișoara Raluca, nu? Da. Am înțeles. Mă plătește foarte bine, sunt foarte mulțumit. Mă cinstește, mă omenește. Bine că cinstit și omenit eram. Hai să vedem ce ai primit pe saci de pământ. A primit o bicicletă, mi-a zis, fiat încă valoare, m-a mai găsit cu cineva acum, cu un domn, Neamitu, a fost șofer pe rata. Neamitu Neagu, mi-a zis, fiat la mine să ții păstrezi bicicleta asta, că asta 5 milioane ce una. Da? Te rog, dai pe 200 de mii. Eu îi dau două săptămâni. A băut o bere la domnul Cătălin sus la magazin. La Cătălin Mandolache, ce ai, că dacă îți mai dă o bere, lași mie bicicleta. Nu. Aici e ghea, dar a fost un generator. Nu vă povestesc, nu vă spun ce stai aici, o să discutăm fără camere. Asta e un fel de gheretă. Aici? Cineva a căzut băiatul la Cosmin când a venit, ce mă duc la WC-ul și vezi că nu e WC-ul ăsta, e camera minată. Aici am o bombă. Aici ai făcut ca un... ți banii, nu? E un seif? Da. Seiful din curte. Seiful din curte. La timpul potrivit o să vă povestesc și ce ține aici.